Salut și bine te-am găsit la ziua cu numărul 35 din 366. În fiecare zi a anului 2024 vă prezint câte un pachet de cărți de joc. Acel pachet va ajunge undeva pe zidul din spatele meu. Astăzi vă prezint pachetul Mint, versiunea a doua, culoarea Cucumber, Luxury Edition. Uitați-vă cum se lipește. Comentariul câștigător care va decide unde ajunge acest pachet pe zid este de la Boring Andrew, pe rândul 8, coloana 10. Dar îl vom așeza după ce ne uităm un pic la pachet. Hai să ne uităm la acest pachet premium care reflectă foarte frumos pe spate. Tot designul de pe spate și se simte foarte mișto. Zici că e braille aici, simt tot finisajul de pe spatele cutiei embosat. Una dintre imagini scrie Luxury for the Modern Condition. Mulțumesc, asemenea. Iar pe cealaltă parte, The Mint Collection. Pe fața cutiei, Mint, acest design frumos și Luxury Playing Cards, care strălucește. Asta de mijloc nu strălucește, dar se simte îmbosat. La fel și cu textul de sus. Toată cutia este foarte închisă, un negru spre verde un pic. Hai să dăm jos sigiliu. Sper să pot să-l desigilez fără să stric nimic. Oh, s-a dat destul de ușor. Și punem aici jos peste text, oricum e strâmbă. Și am pus și o strâmbă. Deschidem cutia, ne așteaptă logo-ul. Oh, și interiorul cutiei tot la fel, se vede. Și cărțile tot la fel se văd. Îmi place foarte mult cutia cum arată pe interior și pe exterior. Se vede că este luxury. Pe spate îmi place foarte, foarte, foarte mult culoarea aceasta verde închis. Îmi plac marginile subțiri. Deja le simt extraordinar de mișto și la mână cărțile. Nici nu trebuie să mai fac review, deja îmi plac. Hai să vedem ce carte avem aici. Avem o carte pe care scrie Mint, logo-ul. Aici mi se mulțumește că am cumpărat pachetul, cu plăcere. Iar pe această carte pe spate, văd că nu sunt pe listă, deci n-am să menționez niciun nume. Aici avem un spate dublu. Este foarte, foarte mișto pachetul, cum se simte. Avem asul de imă neagră, învăluit de o aură verde. E practic decupajul de pe spatele cărților, se vede așa un pic, foarte mișto ideea. Indexul se vede un pic subțire pe partea stângă și mai gros pe partea dreaptă. Este un alt font și pipul de desubt foarte drăguț. Extrem de elegante, premium. Un pachet nu doar de cardistry și de colecție, dar o să vedem de cardistry cum arată în momentul când ne jucăm cu el. Îmi plac picture cardurile de la culori până la cum sunt desenate și sunt modificate. Avem și asul de rom mai mare. Culorile ceva mai întunecate, juvetele de romb, avem și o damă, popă, popă, îmi place cum are pe bluziță treflele acestea, juvetele, foarte drăguț făcute, mergem prin trefle, vedem asul de treflă, popa de inimă roșie, i-a păstrat această dungă pe marginea bluzei și juvetele. Cărțile văd că sunt o idee curbate spre interior, avem și cei doi jokeri cu acest logo pe mijloc. Cărțile sunt un pic curbate așa, cel puțin așa le simt acum cum stau în mână. Wow! Uitați-vă cum alunecă la evantaie. L-am făcut perfect, se văd toate cărțile. Ne uităm pe spate la același lucru. Wow! Îmi place foarte, foarte mult cum se vede pe spate acest pachet. Iar din nou, cum a fost și review-ul de data trecută, spuneam că n-am mai prins de mult pattern-uri pe spatele cărților de joc, dar uite că am prins două pachete la rând. Îmi place că bordura este mult mai mică. Mie asta îmi place la pachete, să aibă bordura asta cât mai subțire, dar să fie albă. Pentru că se văd foarte mișto la aceste evantai. Sunt puțin curioși cum arată la aceste evantai cu câte o mână. Mie îmi place. Îmi place mai mult la cel cu o singură mână cu toate cărțile, dar este drăguț și așa. Cărțile sunt mai subțiri, sunt mai moi, dar îmi plac super mult cum se simt. Mi se pare că seamănă foarte, foarte mult cu Virtuoso. Dar nu sunt la fel, doar că seamănă foarte mult. Am ieșit din cadru cu el.
foarte elegante. Foarte mișto se desparte pachetul și frumos se adună la loc. Ca lumea rău pachetul, îmi place super mult. Încep să simt o atracție față de această colecție Mint. Nu Mint, îmi place colecția Mint. Le voi pune în cutie, dar le recomand pentru cum se mișcă, pentru cum arată. Le consider perfecte pentru absolut orice. Cardistry, poker, cărți de joc, trucuri, ce vreți voi. Mergem pe rândul 8, coloana 10 cu el. Hai să luăm întâi rândul. Este circul Butterfly de acolo și coloana 10 este aici sub Bicycle Black Tiger. Dacă ți-a plăcut clipul, apasă butonul de like, lasă un comentariu unde vrei să ajungă următorul pachet, abonează-te la canal ca să nu pierzi niciun episod. Să ai o seară de colecție. Pa, pa!